Unde era slime-ul meu? În dulap. Wow. E brățară? Încă și cu diamante? Oare sunt adevărate? Wow, ce de frumoasă! Interesant! Cine putea să mi-o dăruiască? Sau să mi-o aducă? Că ea nu putea singură să apară aici. Poate Ariana? Nu știu. Mama? Tot nu știu. Nici tata, cred. Adică, nu știu. Dar poate ei toți vrem să îmi facă un cadou? Wow! Interesant! Și cum ar sta? Interesant! Ok, e frumos! Voi cine sunteți? Și cum ați apărut? Tu ne-ai chemat! Roșia, termină! El nu ne-a chemat! El pur și simplu a îmbrăcat brățara! Asta înseamnă că ai nevoie de noi? Așa de bine dormeam. Pentru ce nebunul ăsta ne-a trezit pe noi? Eu nu înțeleg nimic. Ce are legătură brățara mea cu voi? Vai, bietul băiețel, tu nici nu știi măcar câtă putere ascunde brățara asta. Alex, bunica ta ți-a dăruit brățara aceasta ca în viitor să ai putere. De azi înainte, noi te vom ajuta. Aha, da. Ce spuneți povești de adormit copiilor? Spuneți adevărul. Noi de azi îți vom controla viața. Stați! Eu acum n-am timp de toate astea. Eu întârzi la petrecere. N-am reușit nimic. Iar asta tot din cauza voastră. Pentru că n-am reușit nici să mă schimb, nici să fac alte chestii. O să trebuiască să merg în brățara asta și... în hanoracul ăsta. Lume bună! Ia uitați-vă cine a venit aici! Fraierul școlii! Interesant, oare ce prost e invitat aici? Prostul celălalt! Care te-a chemat, cred că nu ți-a zis că aici e petrecere doar pentru bogați. Nu ca tine, șoricel! Șoricel, ești tu, Bogdan? Lasă-mă să mă distrez. Auzi tu, nu știi cu cine vorbești sau ce? Vei păsi pentru asta! Asta nu e asta! Ce a fost asta? Eu doar n-am făcut nimic! Ce am făcut? Bravo! Pentru prima oară este bine! Nu! De ce ai făcut asta? Eu te-am rugat doar! Tu înțelegi ce o să facă Bogdan cu prietenii lui? Pentru ce ai făcut asta? Pentru ce? Poți să-mi explici? Fii pe pace, tu doar înțelegi că eu în treburile acestea mă bag. Fii pe pace, fii liniștit. Când o să ai așa ceva, tot așa un fel de urgență, eu vin și te salvez. Și petrecerea a fost de minune, wow! Ce ne-a transmis acolo doamna profesoară? Bună seara, elevi! Pe mâine voi o să aveți o testare și nu este chiar așa de ușoară. Vă rog frumos să vă pregătiți. Super, încă și testare avem. Mai bine rămâneam și învățam decât să mă duc la petrecerea aceea stupidă.